Не в Свед. Сведи? Свете, да ce e aici? Ei, ce e aici? Acum să mă dau din partea cealaltă de drum. Iată, se construiește Un palat. E și, da, e palat. E... Deci să vezi, stai că poate mai cade. Ah, episcopie se face, aha. Episcopia Basarabiei de Sud. Dar asta a fost, uitați-vă cât e din altă. Dar a fost a clădirii a băncii de economii. Cei care au falimentat-o... Sure. Sure. Dar poate a fost vreodată biserică, poate a fost taman nu, episcopie în trecut, nu? Nu e o clădire veche? Nu, dragule, aici au fost clădirea, adică a fost clădită, construită banca de economii. Țin minte și eu când s-a construit banca de economii. A, deci în timp sovietic, în anii 70-80, da? Cam așa, nu vreau să mă dau tare cu părerea. Și nu am eu fotografii vieții cum arăta banca de economii, dar erau cu subsol, e bancă construită, clădire construită cu toate atributele unei bănci. Și a lucrat o bună cunoștință de a mea din sat. Și subsol are, că dacă nu știu cum să vă dau mai aproape, dar uitați-vă ce gardă au făcut băieții ăștia, că de unde tot am trecut. E lângă ambasada României, dar alături e ambasada României din Capul. E consulat. Ambasada e la Chișinău. Da, mă scuzați, consulat. Da, dar e șantierul ăsta, ar trebui scrii cine construiești, în baza cărei autorizații, când o să termine și tot așa. Sau la ei de-am gata, nu-i șantier, e numai gardul. Sau ce lucrează ei? Nu, e gardul numai fac, da? Nu, e gardul, l-au făcut, așa? Și-au pavat, pe tot spațiul, dar... Pun pariu câți bani din bugetul României băgați acolo, dacă e lângă consulat. E din apoi iată, amineți vă văd iar. Din bugetul României banii ăștia sunt, sau de unde? Da, și ei știu, ei constructorii nu știu de unde. La ei banii vin din... din dulap, sau de unde? Am mai trecut din de safe. Am mai trecut de una, să zic, și am văzut, într-adevăr, gardul, dar frumos. Și pavarea tot eu fac, dar vă spun că pe mine, știți, asta mă uimește. Clădirea asta a băncii fostei, bănci de economie, vă zic eu, clădirea era o clădire foarte frumoasă. Deci ei au ce au făcut? I-au înălțat cupolele acestea înalte, vedeți? Da, au făcut tur la asta, dar coloanele cele erau așa aici, în... Nu erau. Holul ăsta era cu arcadă așa și cu coloane? Nu. Deci clădirea, vedeți clădirea cum e Episcopia Basarabiei de Sud. Aceea e clădirea așa vieții? Era. Am înțeles, da. Deci suportul acesta pe care sunt cupolele, acum au fost clădite. El nu avea prispa asta. Da. Arta asta nu aveau. Dar din câte văd eu, nu o să aibă acces pentru persoanele cu nevoi speciale, cu dizabilități. Este, stai să mă dau mai aproape. Este. A, ce e rampă de acces? Rampa, da, este. Eu nu sunt într-o da formă. Dar unghiul pare cam mare. Nu. Cum? Adică nu știu ce să mă dau părerea. Legea spune trebuie să fie maxim 9 grade, dar aici văd 20. E unghiul cam mare. E foarte greu de urcat acolo cu scaunul cu rotile. Bine, dar sperăm că l-au făcut conform standardelor europene, mai ales dacă sunt bani românești. Dar alături gardul consulatului fix așa? E același antreprenor? Nu, gardul e construit de mult. Nu, dar e același tip de gard? Nu e același tip de gard, e negru, te vedeți? Păi nici ăsta nu e alb. Stai sur. Te vedeți? Vedeți gardul? Dar ce, e greu să-l vopsească după ce? Acela e tot din fier forjat, nu? Ai, tot din fier, da. Tot din fier cu un fel de plastic. Pe mijloc, adică da. Da, pare același tip de gard. Bun, asta e. Consulatul General al României la Cahul se vede? Da, sau da, nu se pe? Vede, se vede, e clar. Da, deci se confirmă teza că probabil aceiași antreprenori lucrează și aceiași bani. Ia uite cum stă... Nu! Deci gardul doar de mult e făcut. Nu, de acord, nu. Sigur, nu e făcut acum, dar... Da. Dar cum ai lăsat în priza, în drum, ca să calci oamenii, să electrocuteze, e foarte periculos.
niște irresponsabil este de pușat ier. Aici muncesc, doar el îi lua din, nu în, deci muncesc, nu, adică este Bor, și paza mașina e aici. scoasă din priză, dar priza sigur e Este conectată. Este Prelungitor. deconectat, vă zic. Este Prelungitorul deconectat. e, uite, treci gardul și se duce acolo pe teritoriu. Și merg oamenii, poate să se băieților, împiedice. Mă tot cele vieți. Hai că eu oamenii merg mai... pe acolo și poate să se împiedice, dar poate dar să se este electrocuteze. Paza aici, sunt băieții care atenționează. Eu știu, poate că nu e anume, cum spui, mă, ta, un fir ceva care era atenționat, nu treacă, mă rog. În fine, sunt de acord și cu asta. Bun, iată, Mulțumesc pentru relatare. relatare. De mult vroiam să vă spun, iată, în ce s-a transformat Banca de Economii de la Cahul. Da, până am dat de bani, dar am o să iei bani. Cam așa și bani groși.